O bună parte dintre competițiile organizate în acest sezon de Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara s-au încheiat. Astfel, performerii au fost premiați, dar au fost răsplătiți și cei mai mici fotbaliști din județ, inclusiv fetițele. Am avut o zi specială, o zi încărcată plină de emoție și de bucurie, când peste 550 de copii, componența echipelor care participă în campionatele de juniori U13, U11 și U9, au primit medalia de campion. Bineînțeles că sunt mai mulți, dar o parte din ei au avut un program mai aparte cu părinții lor. În același timp am premiat și fetițele participante în proiectul Playmakers. De anul acesta avem un nou centru, Călanu, cu liceul tehnologic Ovid de Sușean și 40 de fetițe au primit medalia de supererou. La competițiile de senior, câștigătoarele ligilor 4 și 5 sunt cunoscute, fiind vorba despre Retezatul Hațec și Zarandul Crișor. Echipa din Hațec va reprezenta județul Hunedoara la barajul de promovare în Liga 3-a contra campioanei din Caraș Severin. Conducerea AJF Hunedoara speră ca în sezonul viitor județul să aibă tot 4 echipe în eșalonul terț, adică Hațecul să câștige barajul, iar Corvinul Hunedoara să promoveze în Liga a 2-a. Premiem echipa care a performat anul acesta, și anume Retezatul Hațec, și suntem încrezători că jocul de baraj, atât din cele două jocuri, atât din 18 cât și din 25, vor avea un dezvoltământ favorabil județului nostru și de anul viitor ne vom regăsi la nivelul ligii a treia cu 4 echipe și bineînțeles ne dorim ca și Hunedoara să treacă peste barajul, etapa finală cu Minaur Baia Mare și bineînțeles Hunedoara să se regăsească la nivelul ligii a doua. În Liga 5-a, cum este situația? Liga 5-a se apropie și ea de final. În data de 8 iunie vom premia echipa Zarandu Crișor, care a reușit performanța de a câștiga campionatul anul acesta. În clasamentul Ligii a 4-a, în urma celor de la Retezatul Hațec, s-au clasat în ordine CSM Vulcan, Inter, Petrila, Gloria, Gioadiu, Șoimul, Băița, CS2, Hunedoara, Dacia Orăștie, CSM 2 Deva și Minerul Uricani. În Liga a 5-a situația este clară, chiar dacă mai este de jucat o etapă. Astfel, după campioana Zarandul Crișor, în clasament urmează Măgura Pui, Unirea General Bertlou, Ponorul Vața și Real Sfânt Andrei. În ultima etapă, programată duminică 12 iunie de la ora 11, echipa din Pui stă și se dispută partidele Bertlou, Crișor și Vața Sfânt Andrei.